Artista Ionela Prodan, internat de urgen în spital, medicii sunt rezervai. Solista de muzic popular, Ionela Prodan, se află internat în stare grav la Spitalul Elias din capital, având probleme la pancreas și la ficat. Medicii de la Spitalul Elias i-au făcut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sănătate a femeii s-a deteriorat grav în ultimele zile și boala pe care o are o macina și s-a extins, iar tratamentul nu mai dă randament. În ultimele luni a fost internat de mai multe ori în spital, ultima dată cu probleme cardiace. Ionela Prodan a avut mari problemele de sănătate, fiind supus unei intervenții la sfârșit sublinierei-ul lunii ianuarie. Atunci i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii.